Medicul va fi obligat să aleagă dacă vrea sau nu să lucreze cu normă întreagă la spitalul public. În cazul în care va opta pentru cele șapte ore de muncă în spitalul public, în aceeași unitate sanitară va putea lucra peste programul de lucru, dar în sistem privat. Dacă optează de la început pentru mediul privat, va lucra în spitalele publice cu jumătate de normă. Pentru a preveni situațiile în care medicii vor trata pacienții numai la privat, numărul paturilor private din spitalele publice va fi limitat la 20% din capacitatea fiecarei secții. Veniturile suplimentare obținute din aceste tratamente vor fi împărțite între medic, echipa medicală care a îngrijit pacientul și spital. Proporția este de 60% pentru medic, 30% pentru echipă și 10% pentru spital.